Fetele vroiau să știe cum s-a întâmplat această apropiere dintre Ionela și Raul. Ionela le spunea fetelor că ea și la Capricci a explicat atunci când a fost întrebată că nu s-a gândit la o posibilă relație cu Raul, nu că nu-i place Raul, doar că nu s-a gândit la asta. Spunea că au tot fost priviri între ei săptămâna trecută și că la începutul petrecerii erau niște priviri. Artistul, invitatul special, la un moment dat i-a zis lui Raul să o invite pe Ionela la dans. Raul a venit lângă ea, nu a invitat-o la dans, dar se tot uitau insistent unul la altul și Ionela s-a intimidat, el i-a zis să nu se mai intimideze. Apoi povestea că după ce invitatul special a plecat, Raul a luat-o să bea ceva împreună și atunci ea l-a întrebat de ce se uită așa la ea. Raul i-a spus că dacă cumva îi displace acest lucru Ionelei, să-i spună și nu o să se mai uite la ea. Și tot atunci Raul i-a zis că a observat că toată săptămâna trecută s-au absorbit din privirii unul pe celălalt.